pe continent avem ploi și multă instabilitate. În vestul și în centrul Europei vor fi averse abundente, cu tunete, fulgere, poate chiar grindină. Partea de nord și în cea de nord-vest se face mai răcoare. În rest, atmosfera se menține însorită și se face foarte cald în Italia și țările balcanice. La noi în țară, vremea este în continuare exagerat de caldă. Urmează încă o noapte tropicală cu temperaturi de până la 27 de grade pe litoral și în dealurile de vest. Mâine, arșița este tot mai chinuitoare, iar acest episod de caniculă nu se încheie prea curând. Alertele sunt ridicate la nivel maxim pentru cea mai mare parte a țării. Codul portocaliu se transformă în cod roșu. Vor fi maxime de 40-41 de grade. Ei bine, un disconfort termic foarte ridicat. În capitală, căldura este insuportabilă. Mâine vor fi 40 de grade la umbră. Pentru duminică și luni avem avertizări de cod roșu. Temperaturile cresc cu câte un grad pe zi ce trece. Rămâneți așadar la umbră și hidratați-vă bine, sunt sfaturile specialiștilor. Și pe litoral vremea va fi caniculară, cer senin și maxime de până la 32 de grade în Năvodari. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Apa mării va avea undeva la 27 de grade Celsius. În Timișoara, atmosfera se menține caniculară, mâine și duminică vor fi 41 de grade, iar luni 42. Și Iașiul se topește la 40 de grade, mâine sunt anunțate 39 de grade, atenție la umbră, iar duminică și luni 40. Caniculă și la Cluj, 38 de grade vor fi în weekend, dar și luni. Republica Moldova respiră un pic mai bine decât noi, 37 de grade vor fi mâine la Bălți și 36 în Chișinău și Cahul.